Hristos a înviat! Așa cum ați observat, sau cum vom observa pe parcursul duminicilor care urmează, vom vedea că imediat după înviere vor fi rânduite de Sfinții Părinți niște evanghelii prevestitoare vremii și timpului la care Mântuitorul a venit. Vom întâlni, așa cum vedem astăzi, Evanghelia slăbănogului. Ce înseamnă om slăbănog? Care nu se mișcă. Vom întâlni Evanghelia orbului și apoi, deci ne vom întâlni într-o duminică și cu duminica Samarinencii, când Mântuitorul vine să vorbească despre fântâna vieții, adică despre apa cea vie, din care cine bea în veac nu mai moare și nici nu setează. Dacă ne uităm la slăbănog, vom vedea că au existat două categorii de slăbănogi. Unul era acoperit, unul era băgat în casă prin acoperiș, unul a fost adus și pus la picioarele lui Iisus, acesta stătea singur la Vitezda, era o scăldătoare a oilor, așa se și chema, și acolo zăcea mulțime multă de bolnavi. Și din când în când îngerul tulbura apa și cel ce sărea întâi în scăldătoare se făcea sănătos de orice boală era ținut. Asta e și din Evanghelia pe care o ascultați atunci când vi se face feștania în casă. În schimb, ce trebuie să înțelegem noi? Ce este important în Evanghelia de astăzi? Avem trei planuri. Un Mântuitor care vine și trage de omul puturos și nepăsător. Și când spun puturos și nepăsător, acest slăbănog stătea de 38 de ani. Dar oare în 38 de ani n-a dobândit el înțelepciunea să priceapă și să se apropie în așa fel de scăldătoare, ca în momentul în care s-ar tulbura apa să răstogălească în ea slăbănog fiind, sau era atât de bolnav și de paralizat încât nimeni, deci încât nimeni nu putea să-l ajute și să-l răstoarne, pentru că n-avea nici simțul cererii, adică să vorbească, să spună, dar să vede lucru că în conversația cu Mântuitorul, el s-a justificat simplu, n-am om. Deci avem o temă, n-am om. Ce este omul? Este regele creației și este făptura cea mai înaltă din zidirea lui Dumnezeu, chipul și asemănarea lui, icoana cea vie. Deci până aici nu găsim om. Omul este Hristos. Și a demonstrat-o Pilat când a strigat la fortăreața Antonia din Arcul de Triunf al cetății Ierusalimului de atunci și a spus, iată omul. Deci acesta este omul pentru toate neamurile care vor veni. El este cel care poate să ne arunce în scăldătoare. După acest eveniment, făcându-se sănătos, se spune că personal Mântuitorul s-a întors înapoi, l-a căutat și i-a spus, vezi să nu greșești, să nu-ți fie și mai rău. Deci ce trebuie să înțelegem de aici? O altă etapă, viața fără reper, viața fără caracter, viața fără direcție și fără morală și fără principii, nu duce decât la dezastre. Dar găsim un alt fenomen și mai interesant, că în finalul Evangheliei spune așa, că el ieșind din biserică a vestit oamenilor că Iisus i-a făcut lui aceasta. Deci s-ar fi făcut un fel de propovăduitor al lui Iisus. În momentul în care faci retrospectiva și privești la celălalt bolnav vindecat care nu vedea cu ochii, el, la insistențele multora, dă un răspuns care va uimi întreaga creștinătate până în zilele noastre. Dar ce vă tot interesați atâta despre acest Iisus? Vreți să vă faceți ucenicii Lui? Replica a fost pe cât de dură, pe atât de aspră. Nu ți-e rușine, tu îndrăznești să vorbești, tu ridici glas, tu care ești cu tare și cu tare. Și la care un om orb dă o replică de om care vede. Nu știu ce spuneți voi, dar știu un singur lucru. Și asta știu, că Dumnezeu nu-i ascultă pe cei păcătoși. Deci iată ce răspuns frumos avem în Sfânta Evanghelie și pentru sărbătoarea de astăzi. Iar ultima lucrare a Evangheliei spune așa, cam în genul acesta. Va veni o vreme
că nu vă veți închina nici în Garizim, nici în Ierusalim, ci în Duh și în adevăr. Deci care e al treilea plan? Hristos, adevărul cel veșnic. Și acum le așezăm și facem din ele o rețetă cu indicatoare. Legea cea veche îl vede pe Iisus Hristos răstihnit pe cruce, soarele întunecându-se, mormintele deschizându-se, trupul morților sculându-se și totuși nu crede în înviere și merge la rătăcire. Și atunci Dumnezeu aseamănă legea cea veche cu un slăbănog care stă la apa mântuirii, la apa botezului, dar nu vede îngerul ca să-l arunce în, să o arunce în scăldătoare, adică să se însănătoșească și să prindă legea cea tare a voinței și a iubirii, legea harului. Luat în termen istoric, această scăldătoare viteză, dacă mi se mai spune, se găsește astăzi în mod istoric și geografic la poalele grădinii Ghețimanii, între Poarta de Aur și Explanada Mormintelor, lângă Biserica Arhidiaconului Ștefan, și acolo sunt sub o clădire niște ruine mari pline cu apă, era locul unde se spălau animalele de jertfă. Și când s-a construit templu, o bucată, așa spune tradiția, o bucată de lemn adus tocmai din corabia lui Noe, care a stat o vreme peste o punte, măsurată sus ieșea bine, adusă la locul cu pricina, părea scurtă. A fost aruncată, s-a blocat apa, s-a format așa ca un mic ghiol, pe urmă s-au săpat izvoarele, pe acolo curge și pârâul Chedronului, cum îi spuneți, pârâul Cedru, că e groapa gunoailor, Ghena, de care vorbește Mântuitorul, acolo s-aruncau gunoaile. Și în momentul în care s-a format acest izvor, s-a și făcut acel locaș de spălare a animalelor. Ei, acest lucru care rămăsese în vremea Mântuitorului acolo, acest lemn, era lemnul din care avea să se facă cinstita și de viață făcătoare cruce. Și ca să nu putrezească, spun tradițiile, îngerul trecea din când în când și ștergea ciupercile, algele care se prindeau pe lemn și atunci tulbura apa. Și când se tulbura apa, dacă îngerul era sfânt, cel care sărea primul să vindeca. De ce? Că lemnul de viață dătător, deci lemnul respectiv era binefăcător, deci el avea puteri, deci avea să fie lemnul despre care în acatistele vechi, care a prins cărțile, edițiile 50-60, nu se spune bucură-te Sfântă Cruce, crucea nu se poate bucura, că e un lemn. Se spune bucură-te lemn fericit, adică bucuria că acel lemn a fost ales să fie răstignit Mântuitorul pe ea. Crucea nu are sentimente, are doar putere. Este arma împăraților credincioși, sceptrul creștinătății și bucură de cruce, ușa tainilor sau cheia tainilor. Un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegeți despre acest slăbănog, șederea la viteză de 38 de ani, unii au tâlcuit-o și așa, și așa. Dar dacă aduni acest 38 și te gândești, 8 înseamnă cifra simbolică, ceea ce înseamnă infinitul, ziua veșnică, veșnicia, lumea cea nouă, slava lui Dumnezeu, iar 3 e Sfânta Treime, deci nu e altceva important. Dar pus la un loc acolo 38 e un număr simbolic care înseamnă ceva. La Dumnezeu înseamnă timp pierdut. Deci trebuie să ai niște cunoștințe foarte slabe, trebuie să fii prea nepăsător, prea ticălos, prea slab, prea murdar sau prea ticăloșit sufletește, ca așteptând 4 veacuri, 4 decenii, 40 de ani, 38 de ani, să nu reușești să dobândești iertarea sau milostivirea lui Dumnezeu. Și aici apar 3 lucruri. Ce poate demonstra această așteptare? Răutatea legii celei vechi care era om contra om. Moise a spus așa, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, măsură pentru măsură. Așa era legea veche. Deci se pare că cei care vedeau un bolnav nu simțeau nevoia să-l ajute. Și undeva în Evanghelia lui Matei spune acolo, nu cumva pe părinții tăi să-i abandonezi, să-i arunci, le spui corbani, adică nemai fiind folositor, să-i lași să moară. Se pare că varianta este valabilă și în cazul acesta, în sensul că acel slăbănog chiar... Și aici trebuie să fim cu foarte mare atenție. Chiar avea o greșeală înaintea Dumnezeului Savaot sau lui Iahve, cel din Vechiul Testament, prin următoarea chestiune.
cât de rău trebuie să fii ca să nu-i se facă la nimeni milă de tine. Că el a spus frumos, n-am om să mă arunce. Dar dacă îi spui unui prieten, te rog, aruncă-mă. Dacă îi spui unui vecin, te rog, aruncă-mă. Dacă îi spui unui cunoscut, te rog, aruncă-mă. Dacă îi spui unui fiu sau frate sau văr sau soră sau neam. Deci în singurarea legii vechi, care duce la sălbăticia omenirii, la răutate, la dușmănie, la respingere. Deci asta ar fi unul din simboluri sau semne. Un alt lucru important care am putea să-l deducem este lipsa de comunicare. Lipsa de comunicare pe care noi în Noul Testament cum o numim? Rugăciune. Ce este rugăciunea după învățătura tuturor Sfinților Părinți? Împărăteasa faptelor bune și rugăciunea mai poate fi numită și puntea între cer și pământ, între om și Dumnezeu. Deci asta este rugăciunea. Și atunci se pare că în momentul în care acest om stătea paralizat la viteză pe malul, acolo pe malul gropii unde era apa binefăcătoare, înseamnă că nu avea nici această lucrare a rugăciunii despre care David prorocul n-a trebuit să vină Hristos ca să ne demonstreze lucrul acesta. Scria deja în Vechiul Testament. Și l-am înălțat pe Domnul sub limba mea. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Și am strigat din rărunchii inimii mele. Și strigat am din suspinarea inimii mele. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Pururea lauda lui în gura mea. Deci iată, elemente care dovedesc că și în Vechiul Testament necesitatea rugăciunii era o obligațiune. Ca drept dovadă că atunci când te uiți prin picturi, îi vezi pe profeții Vechiului Testament cu țopul ăla în frunte, așa parcă un pătrat. Ăla este legea pusă în fâșic și legată cu curele de cap ca să nu o uite și să aducă pururi aminte și unii să oprește să citească. Deci se pare că nu avea comunicare nici cu cerul și nici cu Dumnezeu. Că dacă ar fi avut comunicare, ar fi avut o înștiințare. Un alt motiv prin care noi deducem suferința și gravitatea bolii și o întâlnim și în zilele noastre, poate fi și acesta. Se spune în popor acel proverb, des, rar, nepăsător sau întâlnit de câte ori nevoie. Să nu-i faci sfântul maslu, că s-ar putea să moară. Să nu-l împărtășești sau să aduci preotul, că s-ar putea să-l deprime. Sunt vorbe pur ortodoxe creștine. Sau n-a avut treabă cu biserica, părinte, nu vreau să-l sperii văzând preotul. Păi dacă te sperii săracul văzând preotul și împărtășania, mi te închipui ce urât te vei speria când îl vei vedea pe dracu? Și de ce vă spun lucrul acesta? Lipsa de comunicare cu legea, cu obligațiunea legii, cu normalitatea legii, cu normele legii, cu obligațiunile pe care le impune legea. Și ce impune legea? Să fii spovedit, împărtășit, dezlegat și binecuvântat. Și unii spun, părinte, să știți că am dat o rugăciune pentru cineva care se chinuia cu moartea, l-ați pomenit, i-am făcut maslu cu preotul, l-am împărtășit și s-a săvârșit. Și aici apar și fenomene de genul. 1. A murit la 3 zile, a murit la 10 zile, a murit la o lună, a murit la 40 zile, a murit la un an, la 2, la 3, la 9, sau unii chiar spun, părinte, zace la pat, dar nu se sfârșește, e un cadavru viu. Și aici se întreabă mult umanitatea, dacă Dumnezeu este așa de bun și iubitor de oameni, de ce îngăduie aceste nenorociri și de ce slobode aceste pedepse atât de groaznice pentru creștini? Asta e bunătatea Lui? Asta e răsplata iubirii Lui, suferința? Da. Plata păcatului este moartea, dar pofta aduce păcatul și păcatul aduce suferința. Și s-ar putea că mulțimea păcatelor noastre să îndelunge ce? Sfârșitul nostru creștinesc despre care noi strigăm în biserică în fiecare zi la Sfânta Liturghie. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și în pocăința o săvârșit la Domnul să o cerem, cele bune și de folos sufletelor noastre la Domnul să cerem, sfârșit creștinesc și răspuns bun la înfricoșata judecată de la Hristos Împăratul cel fără de moar și Dumnezeu nostru să cerem. Deci iată ce cere biserica. Și atunci,
Dacă concluzionăm că acesta a stat 38 de ani, fie în faza de paralizat, fie în faza de neputincios, imobilizat sau nemișcându-se sau neauzind sau ce stare o fi având el, deci clar că era un slăbănog. Așa era termenul evanghelic atunci, nu era termen sofisticat, nu putea să spună că suferă de, nu știu ce, anchilopoid reumatismală sau ceva, nu. Slăbănog, stă-ți apă. Ei, acești 38 de ani arată îndelungă suferința pentru păcatele săvârșite. Deci ca să știți și lucrul acesta. Și de ce trebuie să mai știți și lucrul acesta? Tot dintr-un motiv important. Ori de câte ori primim o rugăciune și un canon de la biserică, vine omul și cere, că e bolnav, că îl doare capul, că are servici, că are examen, că cererile sunt fel de fel după fiecare om în parte. Tu îi dai canonul și el nu-l face. Poate cererea se împlinește, dar canonul rămâne nefăcut. Poate cererea nu se împlinește, dar canonul rămâne nefăcut. Poate nici cererea nu se împlinește și nici canonul nu-l mai face nimeni. Dar ele se adună și se numesc legături. Dar de ce se numesc legături? Pentru că ți le-ai luat tu singur. Iar în psalmii lui David spune acolo, faceți făgăduinți și le împliniți Domnului. Deci când se spune să faci paraclisul Maicii Domnului și rugăciunea Împărate Ceresc de 7 ori sau Îngerul Păzitor sau Spiridon sau Pantelimon, ți se spune să-l faci pentru că e o necesitate a ta personală. Și dacă nu vrei să o faci, zi Doamne Iisuse. Și dacă nu vrei să o faci, zi Psalmul 50. Și dacă nu vrei să o faci, citește din Psaltire. Dacă nu vrei să o faci, zi Tatăl nostru, zi Preasfântă Născătoare, Dumnezeu miliește noi. Dar zi ceva. Roagă-te, strigă, comunică. Proverbul popular spune așa, dacă nu plângi un copil, măsa nu-i dă țâță. Așa și Dumnezeu, dacă nu strigi, nu te aude. Și spunea Arsenie Boca, luminătorul Ardealului, care ați văzut atâtea cărți tipărite cu el, spunea așa, așa ascultă Dumnezeu de oameni, cum și ei ascultă de poruncile Lui. Ia să ne facem un proces de conștiință și să vedem dacă am fi la viteză, dar câți 38 de ani ar mai trece până am fi noi ascultați de Dumnezeu. Pentru că aici am să mă opresc și asupra unui lucru și vreau să vi-l specific și acesta. Un alt martor rațional și intelectual al acestei îndelungi așteptări este și acesta. Ați văzut în general omul când e bine. Deci omul când e bine, nu mai are nevoie de Dumnezeu. Și mai vin oameni și spun, părinte, zice, vrem să dăm un pomelnic, nu avem nicio problemă, dar nu trebuie să uităm de Dumnezeu nici când e bine. Să ne dați o rugăciune așa, să avem spor, să fie pace, să ne ferească Dumnezeu de rele. Dar sunt unii care spun, păi, dacă mergi bine, ce am să caut la biserică? Sau dacă nu îmi lipsește nimic, pentru ce să mă duc? La biserică nu te duci nici că îți merge bine, nici că îți merge rău. La biserică te duci pentru că ai un suflet. Sufletul se hrănește cu rugăciune. Mintea, ca să-l poată hrăni pe suflet, că ia-i apa din trup. Deci o plantă, când o pui într-un ghiveci, are nevoie de un pământ. Pământul ăla e hoitul nostru. Acolo stă trupul, planta, sufletul. Dar ca să poată să crească, are nevoie de apă. Și aia e mintea în cazul acesta. Și ce faci? Tu hrănești mintea cu citiri sfinte ca să poți să cugeți la Dumnezeu și să-ți vină evlavia rugăciunii. Iar pe parcurs ce te rogi, eliberezi sufletul din temnița trupului și rușurezi și pe el din patimile potrivnice. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească în numelui Tău, Doamne. Rugăciunea cea de seară să se îndrepteze înaintea, cum spune acolo, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. Păi, întreb eu acum, și aici am să vă fac o demonstrație simplă, universal valabilă. Chiar s-a făcut o remarcă de genul că s-a spus, părinte, știu oamenii teologie, dar nu știu lucrurile elementare. Un lucru elementar care trebuie să-l știm pentru cultura noastră generală și pentru slăbănogul de azi este acesta. Modul cum te rogi, când te rogi, de ce te rogi și pentru ce te rogi. Se pare că acest slăbănog în momentul în care a paralizat și a fost adus la viteză, dar probabil că și el a început să se roage dacă s-o fi rugat. S-o fi rugat o vreme, un timp, după aia s-a plictisit, de vreme ce a spus lui Hristos că n-are om să-l arunce, era clar că era în afara normalității, era într-o deznădejde, într-o descurajare. M-am săturat. La acest m-am săturat, vine proverbul popular și spune, bea apă și ia-o de la capăt.
Asta faci când te saturi, bei apă. De ce ai nevoie din nou de învățătură să găsești calea de unde ai pierdut firul? Și atunci, ce trebuie să știe creștinul nostru în mod elementar? Sunt mai multe moduri de a te ruga și mai multe moduri a lui Dumnezeu de a te asculta. Modul numărul 1 este rugăciunea formală care o facem noi în mod obișnuit. Când furi, Doamne ajută, când mergi la autobuz, Doamne ajută, când mergi la servici, Doamne ajută. Da, e un gest creștin, dar nu e o rugăciune. Și de ce nu e o rugăciune? Pentru că tu acel Doamne ajută, poate că îl spui și din minte, și din gând, și din voință, sau chiar cu intenție bună, dar nu îl spui convins. Și tu chiar îl spui obligat în ideea, băi, ia să zic și eu așa, să nu mi se întâmple ceva. Dar tu trebuie să zici așa, fără să se întâmple ceva. Și chiar dacă nu ți s-ar întâmpla, tot trebuie să zici. Și chiar dacă n-ar fi să se întâmple, tot trebuie să zici. Deci ce este rugăciunea? Este o obligație de conștiință permanentă. Cum se împarte rugăciunea? Una e de cerere și asta știm toți, una e de laudă și știm toți și una e de mulțumire știm toți. Dar rugăciunea se împarte așa. În rugăciune sufletească și am să vă întreb logic ce înseamnă rugăciunea sufletească. Ați avut vreodată pe cineva drag? În spital, în examen, într-o problemă, într-un necaz. Te rogi? Păleu! Nu știi cum să te rogi mai mult să se rezolve. Ei, așa cum știi să te rogi atunci ca să se rezolve, așa trebuie să știi să te rogi permanent și când nu trebuie să se rezolve. Deci eu nu mă rog lui Dumnezeu, negustorește. Are fata mâine examen, citesc paraclisul. A luat 10 la examen, pa, stă cartea pe ulcior sau în bibliotecă. Nu așa. Cartea stă la căpătâiul capului, unde dormi. Ce este casa creștinului? O mică biserică. Ce este creștinul? Un mic slujitor. Ce este sufletul? Un mic altar. Ce este candila? O mică lumânare. Deci ce este casa ta? Este casă de rugăciune. Intră în camara ta, încuie ușa ta, roagă-te puțin câte puțin până va trece mânia Domnului, spune în cântările lui Moise. Ce trebuie să știm noi pentru cultura generală? Ați venit vreodată de dimineață la biserică? Nu. În momentul în care ai intrat în biserică, primul lucru care îl faci, nu treci ca vita. Te împingi, vii la altar, ai împins ușa, ai dat pomeni, că ești afară, te pui pe bancă și treci la povești. Nu. Intri în biserică cu toată evlavia și sârguința. Dacă e aglomerat, scuzându-te încetişor, te strecori și așa e și corect să fie o mică distanță, cu unul trece, unul iese, dar în mod cuvincios și foarte tacit, pentru că ești în casa lui Dumnezeu și începută rugăciunea și acolo se macină rugăciune, deci nu se macină vorbă goală, te-ai apropiat sfios de prima sau a doua icoană a Maicii Domnului care întâlnești în calea ta, faci o închinăciune frumos, nu-ți faci pravila în fața icoanei, vin babile și încep să bată de-a mătănii până nu se mai termină. Băi, dacă sunt 300 de oameni biserică și bat toți câte 12 mătănii, vă dați seama că trebuie 6 liturghii ca să termine tot ritualul. Ai făcut o închinăciune de cuvință, ușor de înclinat de frunte, ai sărutat icoana frumos, ai trecut la cealaltă icoană, ți-ai dat liniștit pomencu și scauți locul în biserică, cu oamenii cam știu fiecare unde se așează, au așa un loc instinctual al lor. Și stai cu minte și asculți Sfânta Liturghie. Dar ce observi? Observi că preotul deschide ușa la altar și iar o închide, că trage dvera și iar o deschide, că dă cu tămâie, că strana cântă, că unul iese cu lumânarea, că unul iese cu nu știu ce. Acesta se numește tipic în termen bisericesc. Dar eu acasă, în calitate de creștin, ce tipic am la rugăciune ca rugăciunea mea să fie primită înaintea lui Dumnezeu? Te scoli dimineața din patul duros și în pijamale sau în chiloți și în maieu și iei cartea de rugăciuni și începi să te rogi? Nu! Scrie în cartea de rugăciuni, sculându-te de grabă, făcând 3 închinăciuni, spui slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Asta că te-ai trezit din somn. Te-ai spălat ușor pe ochi, te-ai îmbrăcat decent, mă rog, ce și-a omul, o fustă, un batic în cap, un tricou, un pantalon. Ai risit camera, să spunem, ai deschis ușa sau geamul 2 minute, sau ai dat drumul la aerul condiționat, mă rog, în funcție de tehnică, ai aprins o bucățică de tămâie
Ca să simți mirosul rugăciunii Duhului Sfânt, prezența Duhului Sfânt, că asta înseamnă rugăciunea, tămâia. Untura Vechiului Testament care spunea pe chietre și sfâria și Dumnezeu trimitea miros de mireasmă domnicească, era mai aproape de oameni. Doi, dacă arde candeluța, o pripești să ardă cum trebuie sau dacă nu o aprins, sau aprins o lumânare, o pui frumos în sfeșnicuț, te pui în genunchi sau în picioare sau dacă ești bătrân pe un scaunel într-o poziție cuvincioasă sau dacă ești bolnav măcar între umeri cu o pernă sub tine, băi, pune și mie perna, zic o rugăciune. Și începi să te rogi. S-a inventat metoda. Citim uitându-ne la televizor, citim făcând mâncare în bucătărie, citim supraveghind mașina de spălat, citim împachetând rufe, citim dând cu aspiratorul, citim alegând orez, sau mă rog, ce mai face femeia prin casă? Aia nu se cheamă rugăciune, frate. Deci așa cum preotul atămâiază ca să se spună Evanghelia, cum preotul atămâiază ca să iasă cu sfintele daruri, cum preotul atămâiază la născătoarea de Dumnezeu după epicleză, așa și omul trebuie să aibă casa, o biserică, ca Duhul Sfânt să sălășluiască în ea. Noaptea fac dragoste și pun filme porno și dimineața citesc rugăciunea de dimineață, să avem pardon. Deci aceea nu este casă, este târlă. Deci trebuie să faci distinție, trebuie să faci distinție între valoarea sacră și valoarea profană. Covorul e frumos, tabloul e frumos, mă rog, pictura lui Rembrandt e frumoasă și ce mai ai tu prin casă, dar icoana e sacră. Întâi o atămâiesc și îi faci o închinăciune să vadă respectul față de Sfânt că e în prezența ta și dacă vreți să vă mai spun și acest lucru, să știți și lucrul acesta, poate babele mai bătrâne țin minte că nici nu se dezbrăcau în fața icoanelor. Că să uită Dumnezeu. Nu la ele să smintească. Era o chestiune de gestică. Dacă eu mă uit la icoana Maicii Domnului și o sărut și mă rog la ea, pot să mă destrăbălez în fața ei? Nu, e o chestie de bun simț, de jenă. Și atunci sigur că apare pietatea, sfiala, evlavia. Și atunci Dumnezeu, văzând toate acestea, coboară și El harul rugăciunii. Deci asta este începutul rugăciunii cele adevărate. Teofan Zăvărâtul vine și simplifică totul și spune așa: când te rogi, să crezi că Dumnezeu e de față, pentru că este prezent oriunde. Să crezi că Dumnezeu e în tine, că împărăția Dumnezeu e înăuntru vostru. Să crezi că te ascultă, că El aude toate. Să crezi că te vede, că e a toate văzător. Să crezi că primește, că e a toate binevoitor. Și să crezi că ai spus cu tărie, că dacă tu vei crede că te-ai rugat, El știe că te-ai rugat. Și spune Teofan Zăvărâtul, nu pravi lungi. Unii cred că dacă fac șapte acatiste au rezolvat problema. Mă mai și întreabă câteva părinte, dar cum le fac astea? Bă, pe rând, azi unul, mâine unul, casa ta nu-i biserică, nu-i strană. Ai timp să te rogi, în 40 de zile tot să le repeți. Faci o rugăciune chiar dacă e scurtă și cu evlavie, dar când te-ai pus la rugăciune, e rugăciune. Ai închis ușa la sufragerie, că așa se mai roagă babile, sau prin cămăruțele lor, sau prin bucătărie dimineața când dorm toți. Și te-ai pus frumos la rugăciune și chiar te rogi. Și atunci chiar Dumnezeu îți ajută. Ei, ăsta de la Viteza a stat 38 de ani, tolănit fie bolnav sau nebolnav, poate clar că știa să vorbească și putea vorbi că a comunicat cu Mântuitorul, dar n-a avut niciodată, probabil, conștiința trează de prezența lui Dumnezeu lângă el să se roage. Putea Dumnezeu să-l facă să alunece în scăldătoare dacă era nevoie. Dar a venit Hristos în trup să ne arate că legea veche este o lege decăzută prin ce? Prin om a venit căderea, dar nu mai putea veni prin om ridicarea. De aceea a spus, n-am om să mă arunce. Și Hristos a spus, eu am să te arunc. El l-a aruncat și l-a făcut sănătos. Și dacă ne uităm la slăbănogul celălalt, a și ținut cont de ce am vorbit eu până acum. Iertate-ți sunt păcatele, să nu mai greșești, ia-ți patul tău și umblă. Deci, vedeți? Motivul slăbănogerii erau păcatele. Motivul tuturor neputinților noastre este acesta. Credința în vrăj mai tare ca în credința ortodoxă și în Dumnezeu, credința în paranormale mai tare ca în Sfânta Scriptură, credința în tot felul de descântece mai tare ca în psaltire, credința în tot felul de bolmoaje din astea ce vă dau babele cu ceai, cu apă, busuioc, cu prostii neîncepute la răscruși de drumuri. Și chiar vă spun cu sinceritate,
Poate voi credeți uneori că preoții sunt proști sau nu se sesizează că voi jucați tandalica cu Dumnezeu. Adică, știi, mă duc și la biserică, dau și un pomenic, dar mă uit și-o leacă și în tarot și în cafea să văd totuși ce-mi spune țața Frosa când răsucește cărțile. În clipa în care ai făcut lucrul ăsta, Duhul Sfânt pleacă de la tine. Nu știm cât o zi, două, trei, nouă, poate până te spovedești. Dar nu mai lucrează rugăciunea ta, că știi ce spune Dumnezeu? Păi și cu dracu și cu mine, nimeni nu poate sluji la doi domni. Ori pe unul va iubi, ori pe altul va urâi. Deci trebuie să fim foarte prudenți și atenți. Chiar dacă credem că am trecut de duhovnic și am luat bilețelul de împărtășit, că ați văzut cât e de simplu la împărtășit. Ai postit trei zile? Da. Ai citit pravila de împărtășit? Da. Ești curată cu trupul? Da. A te ai rău cu cineva? Nu. O, gata, mă împărtășesc. Dar stai să vezi cum te ai cu sufletul tău. Stai să vezi cum te ai cu mintea ta. Stai să vezi cum te ai cu conștiința ta. Le-ai cercetat? Le-ai văzut? Vine baba și îmi spune, știți, mă sunt mustrată că n-am postit eu trei zile fără un de lemn. Scoate dracul din inimă, nu un de lemn, că de la un de lemn nu s-a dus nimeni în iad, de la dragi s-a dus în iad. Deci, un de lemnul rugăciunii să nu-l pierzi, nu un de lemnul din mâncare. Că de un de lemnul din mâncare, orică e cu ulei, orică e fără ulei, tot mâncare se cheamă. Și până la urmă Hristos n-a mâncat nimic, el chiar a flămânzit când a postit. Dar vrea Dumnezeu să vadă bunătatea inimii tale și să vadă ceea ce numim noi severitate sau delicatețe spirituală. Deci, da, cum cucerești o fată? Cu vorbe, cu flori, cu poezii. Cum îți cucerești soția? Cu un cadou, cu o vorbă bună, cu o mulțumire, tralala. Dar pe Dumnezeu cum îl cucerești? În același mod de tandrețe. Deci în momentul în care tu nu manifesti cele mai elementare norme de tandrețe față de Dumnezeu care te-a creat și îți ascultă rugăciunea, să n-ai impresia că El își pleacă urechea spre tine. E un alintat. Vrea luat în seamă, nu din mândrie sau părere de sine, că a suferit pe cruce pentru noi oameni, atâta iubire a avut că s-a dat la moarte pe cruce. Dar vrea să vadă că apreciem această jertfă sfântă a iubirii sale. Crucea nu-i ca să o înjuri, crucea nu-i ca să o calci în picioare, crucea e ca să o săruți, să-i ceri ajutorul, Sfântă Cruce, ajută-ne, pentru că are puterea binefăcătoare, și nu în cele din urmă, Dumnezeu nu este ca să-L înjuri, ci ca să-L chemi. Trebuie să avem foarte mare grijă. Deci aceasta e părerea mea despre sărbătoarea de azi. Asta e slăbănogul de azi. Toate micile neputințe din noi, cumulate într-un întreg, pe care nu vrem să le vedem. Duhovnicul ne-a iertat că întârziem, duhovnicul ne-a iertat că nu ținem rânduiala, ne-a iertat că nu facem canonul, ne-a iertat că venim la biserică când vrem și plecăm când vrem, ne-a iertat că nu suntem serioși, ne-a iertat că suntem nepăsători și noi, a scurat, dar mi-a dat duhovnicul dezlegare, dar nu se știe dacă la judecată, știți voi, mai aveți o vorbă, părinte, când îi merge la rai să mă iei cu tine, stai dragă, că nu știu eu sigur dacă ajung în rai, nu mi-a garantat nimeni că locul meu e rai, s-ar putea tu să mă cauți prin rai și eu să fiu un iad. Și tu poți fi în rai că te-ai ostenit și o să fii un iad că nu m-ai interesat. Deci trebuie să fim foarte atenți. Era o pildă cu ăla care, toată viața venea și dădea milostenie la mănăstire, un bogat. Dar el nu se prea ruga și într-o zi la un pusnic mai sporit din mănăstire, i-a dat și lui un bănuț să-l pomenească. Pusnicul a început să facă și el lapsa, altire, mătănuțe, ce făcea el acolo? Și noaptea se arată doi îngeri mânioși cu două bice și îl băteau la picioare. Și zice, dar ce aveți, fraților, cu mine? Nu v-am supărat cu nimic. Hai, 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 seceră, zice, mai încă două ogoare de bălării. Păi ce ogoare, zice, eu zilnic împrășesc ogorul. Nu, ai luat un ban scump de la boierul care a venit azi dimineață la liturghie. Păi cum adică? Dar tu nu știi că ăla nu se roagă, tu nu știi că ăla nu postește, tu știi că ăla e desfrânt, tu știi că ăla e ticălos, tu știi că ăla e nemernic, că face așa, că face așa. De ce ai luat banul lui? A chemat pusnicul pe starețul mănăstirii și a spus, uite părinte, ce vedenie am avut și ce vis, să chem pe boierul cu tare, îți vine apoi. Băi, ia-ți banul și du-te și te pocăiește. Deci vedeți? Nu îl poți cumpăra pe Dumnezeu cu șorticărel. Nu să pleacă el pentru ctitorie sau milostenie sau milostenia sparge cerul, ajunge la tronul Dumnezeu. Dar să nu uităm că viața murdară este restrictă de alt cuvânt al Scripturii. Nimic necurat nu va intra în împărăția Lui Dumnezeu.
Nu, te-ai pus pe ureche, așa îmi vine ușor, mă duci, dau 10 milioane chitorie și un an de zile nu mai am treabă, poți dorm, că doar eu biserica am plătit-o să mă pomenească. Te pomenește Dumnezeu, dar trebuie să te pomenești întâi tu pe tine. Te pomenește Dumnezeu, dar trebuie să te rogi și tu pentru tine. Mă întreabă babele, păi ce, dar dacă am plătit pomenic, îmi dați și canon, păi da, stau alea că vrei. Eu spun părticica, dar rugăciunea tu o faci, Sfântul pe tine te caută, că nu știe cine ești. Dar când pune de la cer pâine mâna la ureche și aude pe Ileana că se roagă pentru examenul fiului, trimite acolo o rază de har, Doamne, dă și acolo o milă. Deci asta e rolul Sfinților. Nu, cum spuneai, până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții. Nu te mănâncă. Sfinții te judecă. Vor judeca cele 12 seminții al lui Israel, stând pe cele 12 scaune de judecată. Amin.